Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. O nouă grădiniță renovată cu bani din bugetul României a fost inaugurată în Republica Moldova. De data aceasta chiar în satul natal al președintelui socialist de la Chișinău, Igor Dodon. Un apri critic al Bucureștiului, acesta a ținut să fie prezent la eveniment și să le mulțumească autorităților de peste Prut pentru investiție, dar nu a uitat să le amintească remarca frate, frate, dar fiecare stăpân la el acasă. Adică frații de peste Prut vin să-ți renoveze grădinița, vin cu investiții de milioane, iar tu nu ratezi ocazia să pui iarăși sare pe rană și să critici România. Ei bine, instituția preșcolară este acum mult mai modernă. Altfel nici nu putea fi, guvernul României investind peste 1 milion de lei moldovenești. Astfel, frații de peste Prut au alocat bani pentru reparația acoperișului, sistemului de apă și canalizare, recondiționarea sistemului electric și sistemului de ventilație, schimbarea ușilor interioare, reparații interioare, reparații exterioare, precum și dotarea blocului alimentar cu aparatură modernă, se arată într-un comunicat al ambasadei României la Chișinău. În același timp, ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, a arătat încă o dată că intențiile României față de Republica Moldova sunt deschise, indiferent de puterea politică vremelnică de la Chișinău, venind în domeniul cel mai important în care România investește peste Prut, educația copiilor și a tinerilor. Totodată, ambasadorul României a menționat că îmbunătățirea infrastructurii școlare pe toate nivelurile contribuie la consolidarea sistemului educațional, motiv pentru care România este parte a procesului de dezvoltare a condițiilor din instituțiile preșcolare din Republica Moldova. Și asta în timp ce anterior șeful statului se lăuda că ar fi reparat grădinița pe banii lui, iar presa a descoperit că în mod real Dodon nu dăduse niciun ban, ci doar pusese o vorbă bună la un sponsor din Ungheni. Și chiar dacă se laudă că este gospodar, Dodon nu a venit decât pe ultima sută de metri cu o sumă minoră, de nici 5% față de investiția de peste 1 milion de lei pe care România a alocat-o renovării grădiniței Albinuța. Aceasta are 251 de beneficiari direcți, dintre care 77 de copii, 150 de părinți și 24 de cadre didactice și tehnice. Astfel vedem încă o dată că Igor Dodon produce dezbinare și în propriul sat, acolo unde jumătate dintre oamenii din Sadova, raionul Călăraș, nu sunt de acord cu politica acestuia. Practic, Dodon a și pierdut primul tur al prezidențialelor chiar la el în sat, lucru care vorbește de la sine, nu? De altfel, la inaugurarea de vinerea grădinițe de la Sadova, sătenii s-au întrebat retoric, ce ne-a dat vreodată Rusia? Și au declarat că lumea e împărțită în două și în Sadova în privința lui Dodon, de care nu toți localnicii se simt mândri. De altfel, la evenimentul de vineri, preoții de la Mitropolia Basarabiei, veniți să sfințească instituția de educație, au fost șicanați de către simpatizanții PSRM după ceremonia religioasă. Numai intervenția directoarei grădiniței a făcut ca aceștia să nu plece, poftindu-i să rămână la masa organizată după inaugurare. Noi reprezentăm Patriarhia Română, s-ar putea ăsta să fie motivul, noi mâncăm altfel, a declarat supărat unul dintre preoți. Ei sunt cu rușii, noi suntem cu românii, a mai explicat simplu un alt preot. Iată, chiar și acest mic incident vorbește despre cultura a șefului statului, care se răzbună pe oricine îi stă în cale. Într-un final vreau să menționez că grădinița Albinuța din satul lui Dodon a fost renovată prin programul de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova. Aceasta este una dintre cele peste 900 de grădinițe renovate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unui proiect pentru care Guvernul României a alocat 26 de milioane de euro. Iar ajutorul fraților de peste Prut nu se oprește aici. De exemplu, doar în ultimul an au avut loc sute de înfrățiri între localitățile din România și cele din Republica Moldova. Dincolo de relațiile prietenești care se creează, acest lucru oferă posibilitatea autorităților locale din România să se implice în viața comunităților de dincolo de Prut. Mai mult, investiții importante s-au realizat ca urmare a acestor înfrățiri și altele vor urma să vină. În același timp, lupta pentru unire se duce pe toate fronturile. În Parlamentul României există un grup ce are drept scop comun promovarea acelor măsuri necesare a fi luate pentru ca apropierea dintre cele două state să devină ireversibilă. Din acest grup parlamentar fac parte reprezentanți din toate partidele politice din România, adunați la oaltă într-un deziderat comun și nobil. Toți românii într-un singur stat.
Și cu acest slogan, doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Nu ezitați să ne urmăriți și online, dând like paginii noastre de Facebook. Un început de săptămână cât mai reușit!